Vă salut din nou, revin cu un nou videoclip în care aș vrea să vă prezint niște mașinuțe Matchbox. Chiar dacă suntem în 2022, din păcate acestea sunt niște lansări din 2021, găsite din mai multe Oșanuri, deci din mai multe hipermarketuri Oșan. Și întrucât am adunat 5, m-am gândit să vă fac o prezentare cu ele. Și am să încep cu prima. Deci vorbim aici despre un Fiat 500 Turbo din 2019. De culoare, să vedem mai exact. Blisterele astea, după cum știți, sunt ceva nou, începând din anul 2021. Deci cam așa arată noile blistere de la Matchbox. Punem deoparte și cum v-am obișnuit, am să pun pe masă, să vă arăt mai de aproape machetele. Se vede sigla Fiat în față. Plus niște faruri cu acțibilde, adică exact cum îmi place mie de obicei. Culoarea, după cum vedeți, este un roșu aprins, nemetalizat. Faptul că e turbo are și un eleron în spate, cu ocazia asta vă arăt și din spate. Cred că din spate arată cel mai bine, iarăși stopuri cu acțibilde, inclusiv sigla și modelul Fiat 500, foarte tare. Acum să vă arăt și din lateral cu jante cu 6 spițe cromat. Asta e cam standardul la Matchbox. În rest, detalii minore lateral și locul de alimentare combustibil, oglinzi laterale, chiar și încuietorile la uși. O arăt și din partea cealaltă. Foarte interesant. Punem aici, trecem mai departe. Asta iarăși este o mașină de pompier, MBX Fire Dasher. Cam așa arată pe blister. Ca de obicei, pe blister întotdeauna arată mai bine. Dar, din câte văd, la faruri nu are acțibilde, deci mai mult detalii laterale. Tot așa le dăm la o parte și acum am să vă arăt, observ un girofar deasupra în aceeași culoare cu restul parbrizului, adică transparent. Și masca din fața radiatorului se vede, e și un spoiler aici, deci bară de protecție. Din păcate ar fi fost frumos să pună niște acțibilde, pentru că s-ar fi putut, e suficient de mare să lipească acolo niște acțibilde, dar politica asta Matchbox, ori fac într-un fel, ori într-altul. Aici, într-adevăr, se văd foarte multe detalii specifice unei mașini de pompieri. Un scripete, furtun, niște orificii unde să se conecteze. O privire și din spate. Și aici mă gândesc, nu știu, poate astea sunt stopuri. E și o scară aici. Aici mai greu se distinge. Dar după cum v-a dat seama, tot ce e cu gri e plastic. Restul e metal, ceea ce e ok, sau mă rog, e lăudabil. Și bineînțeles, la mașinile mai vechi, clasice, cam ăsta e stilul de jantă, tip capac, cromate.
Să aduc mai aproape un pic. Deci cam ăsta e stilul, nu există așa varietate la mașini clasice, cam ăsta e stilul. Deci încă o dată o privire de ansamblu și deasupra. Trecem la următorul, care probabil că multă lume am văzut prin toate oșanurile astea, nu se înghesuie nimeni, dar mi se pare interesant. MBX Mini Cargo Truck, probabil, de exemplu, la aeroporturi. Se folosește așa ceva. Cam așa arată pe blister. Și acum să vă arăt din mai aproape. Da, e interesant. Clar, e o mașină utilitară, cu așa ceva nu mergi pe stradă. Aici se vede volanul. La fel, avem jante tip capac cromate, ceva detalii laterale. Și să vedem dacă găsim ceva stopuri. Evident că sunt doar încrustate în metal, dar fără acțibilde. Acum suflu și eu un iaurt, dar crăpătura fiind mai proeminentă, dă impresia că se deschide în spate, dar bineînțeles că nu. Numai în primul rând, poate dacă ar fi fost din seria Moving Parts, probabil, dar așa, asta este seria standard, așa că nu avem chestii mobile. O privire și de sus. Interesantă, deci eu n-am preferințe la Matchbox. Fiind brandul meu de suflet, îmi place și apreciez varietatea la Matchbox, e foarte variată, foarte mare. Și asta îmi place la Matchbox, însă partea interesantă e că ar trebui să fie toate gen moving parts, adică standardul să fie moving parts și pe lângă asta să mai fie, să zicem, un premium, nu standard, cu mult plastic și fără nimic. Din păcate, multe interese financiare, multe nivele, să zic așa, de calitate. Asta e, bun. Trecem mai departe. Avem aici o mașină clasică, care inițial am confundat-o cu încă un Ford, dar ăla era din 33, ăsta e din 32 și atunci, după ce am verificat pe Wiki, e de fapt un altul și o să vă arăt că e galben, încă și acum și varianta aia se găsește, dar repet, este din 1933, ăsta este un Ford din 1932, cam așa arată pe blister. Când o să mă duc la raft o să vă arăt, acum iarăși vă arăt din față. Pe vremuri erau foarte mari boturile mașinilor, deci grila asta din fața radiatorului era foarte mare în general, la fel și niște faruri destul de ciudate, dar și mari. Cum v-am zis, aici e o chestie ciudată, e o combinație de jante în față, cum v-am spus, tipic mașinilor clasice, jante tip capac cromate. Ce iese în evidență e și țeava asta de șapament laterală, tot cromată, foarte interesant. Și ceva flăcări aici, deci iarăși în stil Flames, dar numai pe caroserie. Și sincer să fiu, tipul ăsta de jantă îmi place, deci ăsta într-adevăr arată ceva mai bine. Scrie și la bază, asta îmi place, că putem găsi și la bază numele mașinii, deci Ford din 1932, Ford Coupé.
arată din spate. Clar, e perioada aceea a prohibiției din America. Foarte interesant. Și din câte văd eu, ar părea roți mai mari în spate și roți mai mici în față. Deci deja avem stilul ăsta Hot Wheels, se vede că e influențat, că au același patron, să spun așa, Mattelul, și cam fură unii de la alții. Sincer, na, poate că la stilul ăsta mai mafiot dă bine, dar se putea și cu roți normale. Adică aceeași dimensiune, că în realitate nu găsești roți mai mari și roți mai mici, ci roți egale. Deci cam asta ar fi Ford Coupé din 1932. Îmi place, sincer să fiu, roata din spate, mai exact jantele roților din spate. Foarte interesant. Și acum să mergem și la ultima, care este din zilele noastre, tot o mașină utilitară, Road Stripe King. Așa arată pe blister. Aici ceva arată, dar nu se vede din cauza protecției de plastic. În orice caz, ceva transportă. Să desfac și asta. Dacă reușesc să vă arăt și poza aia, fără să stric iremediabil cât de cât am reușit să deschid, să vă arăt exact ce vrea să arate acolo. Deci, practic, e cam ce arată și în interior, aici. Vă arăt acum. Vă dați seama, toată treaba asta e de plastic. Nu știu sincer ce e acolo. Cert e că e o mașină utilitară care transportă anumite chestii. Sau se ocupă cu ceva deșeuri, nu știu exact. Observ că are și o roată de rezervă. Foarte interesant. Aici, din păcate, nu scrie numele mașinii. Deci, peste ani, nu o să știu cum se numește. Vă arăt și din spate. Lateral. Deci, mai mult avem detalii laterale, cu jantele astea tip disc vopsite cu galben, să fie într-una cu restul mașinii, deși ăsta e un galben mai deschis, dacă puteți observa o privire și din față. Aici nu știu ce e și chestia asta. Aici se pune o perie sau ceva care să curețe strada, nu știu exact, dar eu vă arăt, cei care cunoașteți mai exact cu ce se ocupă utilitara asta, puteți să lăsați în comentarii. Deci cam asta ar fi încă o mașină utilitară. Și acum am să mă duc la vitrină, să le pun pe rând. Am să mă duc prima dată aici la raftul cu utilitare și am să-l pun aici. Cu ocazia asta mai vedeți iarăși cum stau cu colecția la capitolul mașini utilitare și bineînțeles și din astea de construcții. Așa. Asta ar mai fi la utilitare, dar nu la utilitare, aici undeva la servicii pun eu de obicei mașini, de exemplu pentru aeroport. Mai ocup și aici spațiu, să o arăt și aici.
Ce am pe raftul ăsta? Deci asta e o mașină cam ciudată, tot utilitară. Cam asta e. Și acum ajungem la un raft foarte plin, și anume raft cu mașini clasice. Nu prea mai am loc. Deci vorbeam de acel Ford ăsta pe care sigur îl mai vedeți prin magazine. Și ca să vă arăt, vedeți că scrie din 1933 Ford Coupé. Deci, repet, e o diferență de un an și te poate induce în eroare. Și ăsta arată foarte bine, dar e cu tot o altă mașină. V-am prezentat-o în un Chevy din 1934. Asta arată foarte bine. Și am să pun lângă fratele lui, deci pe cel din 32. Cum vă spuneam, diferență de doar un an. Vedeți că nici nu mai am loc. Mai am aici la milimetru, din păcate. Acum așa a făcut loc și o mică scanare a mașinilor clasice. Mercedesul ăsta aici și avem acest Cadillac Fleetwood foarte tare, la loc de cinste. Da, foarte multe am. Cu ocazia asta n-am să închid, pentru că aici voi aduce acel Fiat. Mai am ăsta aici, care este de X, deci aici o diferență de o literă, dar am fost atent și mi-am dat seama că nu vorbim de aceeași model. Aici mai sunt locuri suficiente, pentru că mai am și sus, doar că aici jos sunt cele europene și aici sunt cele străine, asiatice, americane. Și ceva super mașini, plus cele englezești, pentru că aici mai am încă o tură de englezești. Și ultimul raft unde avem treabă e cel de mașini de pompieri, care și ăsta se aglomerează. Aici am băgat și de la Working Rigs, am unul mai mare, să zic așa. Deocamdată am să-l pun aici și aici vă fac o mică scanare în măsura în care mă ajută lumina să vedeți cam ce am. Deci cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare toate cele bune!